Un bărbat în vârstă de 61 de ani a decedat aseară pe esplanada din zona Vale a municipiului. Bătrânul era căzut lângă o bancă când a fost observat de trecătorii din zonă. Pe imaginile surprinse de o cameră de luat vederi din apropiere se poate observa cum bărbatul era așezat pe o bancă, cel mai probabil din cauza că se simțea rău, când deodată s-a prăbușit la pământ. La fața locului a fost solicitat un echipaj de la serviciul de ambulanță Pașcani, dar în ciuda eforturilor depuse de personalul medical pentru a-l resuscita, din păcate, în jurul orei 22:30 a fost constatat decesul. Bărbatul se afla în evidența medicului de familie cu boli cronice. Trupul neînsuflețit a fost preluat de medicii legiști pentru a se stabili cu exactitate cauza morții. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. La data de 10 iunie anul curent, în jurul orei 22, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pașcani, în timp ce se aflau în desfășurarea activităților de serviciu, au găsit pe strada Culta Vodă o persoană care era căzută lângă o bancă și a fost solicitat un echipaj medical care însă a constatat decesul persoanei. În urma întreruperii furnizării apei la Pașcani în cursul zilei de joi, din cauza nivelului scăzut în puțurile de captare, au rămas numeroase întrebări și comentarii, mai ales pe rețelele de socializare. Operatorul regional a explicat că problema a apărut ca urmare a secetei din ultima perioadă, dar și a lucrărilor de exploatare a balastierelor de pe Albia Râului Moldova. Mai exact, doar 60% din necesarul de apă pentru municipiu a putut fi asigurat din puțurile de la Moțca pentru Pașcani. Aceleași probleme au fost și la puțurile de apă de la Verșeni, cele ale municipiului Iași, care ar fi trebuit să asigure diferența de apă pentru Pașcani prin rețeaua de interconectare. Pentru umplerea rezervoarelor cu apă și asigurarea presiunii necesare, a fost nevoie ca furnizarea apei să fie întreruptă pe 10 iunie de la ora 9 dimineață până după amiază la ora 18 și noaptea de la ora 22 până a doua zi dimineață. Reprezentanții APA Vital au explicat că precipitațiile din ultima perioadă nu au avut timp să se infiltreze până la puțurile de apă, mai ales dacă au fost torențiale, și că au fost luate o serie de măsuri pentru a fi asigurat debitul necesar, dar ele nu au avut rezultatul așteptat. Situația a apărut în ultimele zile este dată de un fenomen natural care nu poate fi influențat de APA Vital și care apare la toți operatorii, indiferent de mărimea lor. Acest fenomen are legătură cu deficitul de apă din pânza freatică, ce alimentează sistemele existente. Nu este o noutate că pe fondul încălzirii globale deficitul de apă din sol se acutizează de la an la an. Când mai adăugăm și starea în care se află un sistem de distribuție, cum este cel de la Pașcani, unde lipsa investițiilor de 10 de ani duce la pierdere în sistem de 50% procente din apă, se ajunge la o exploatare foarte anevoioasă, cu costuri mari pentru operator și disconfort pentru cetățean. Deficitul de apă din zona puțurilor și epuizarea apei din rezervoare nu poate fi compensat altfel decât prin instituirea unui program de furnizare atunci când apa devine insuficientă. Celălalt scenariu, și anume încercarea de a furniza continuu această cantitate de apă insuficientă, nu este realist, pentru că golirea rezervoarelor atrage după sine tot întreruperea apei, de data aceasta cu total și pe perioade mult mai mari cauzate de dezechilibrarea sistemului. Măsurile luate de APA Vital, și anume înființarea acelei interconectări cu sursa de la Verșeni, care s-a făcut utilă în ultimii ani și a eliminat o mare parte a întreruperilor cauzate. Cantitatea de apă livrată din Verșeni reprezintă peste o treime din apa furnizată în Pașcani și de întreruperilor cauzate de avarii pe aducțiune prin aducerea acestor volume de apă suplimentar aduse din captarea Moțca nu pot rezolva în totalitate problema. Nici chiar măsura suplimentării grupurilor de pompare sau lucrările realizate în șenalul Moldovei nu pot reprezenta o soluție definitivă. Soluția definitivă reprezintă investițiile din POIM, care vor reduce drastic apa pierdută în rețeaua de distribuție, asigurându-se astfel un surplus de apă permanent disponibilă în rezervoare. Menționez că reducerea pierderilor de apă din sistem nu se poate realiza prin reparații, ci doar prin investiții. Reparațiile și celelalte măsuri tehnice luate pot doar ține sistemul în echilibru. Investițiile acestea prin POIM au valori enorme pentru Pașcani și nu ar putea fi susținute de comunitatea pășcăneană prin tarif,
sau taxe și impozite, astfel că ele pot fi doar atrase din fonduri externe, care au însă o perioadă de implementare mai mare în timp, asigurând însă compensarea zecilor de ani în care investițiile și finanțarea investițiilor a lipsit, din motive ce nu țin de operator. Reluarea furnizării apei a fost făcută joi dimineață, dar pe câteva străzi din Pașcani a fost întreruptă din nou din cauza unor avarii. Este vorba despre străzile 1 decembrie, 22 decembrie, Cuzavodă, Brateș, Mihai Eminescu și izvoarelor din municipiul Pașcani. Problema a fost rezolvată în jurul orei 15. Furnizarea apei va fi întreruptă din nou cel mai probabil până la începutul săptămânii viitoare, doar pe timp de noapte, începând cu ora 22. Debitele din puțurile de captare au început să crească natural, iar de săptămâna viitoare se așteaptă revenirea la cotele normale. De asemenea, au fost înlocuite unele pompe cu alte echipamente mai puternice. Problemele ar urma să fie rezolvate definitiv după realizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de apă și canalizare, proiect din fonduri europene, unde Pașcaniul are programate investiții de peste 25 de milioane de euro, după eliminarea pierderilor de pe rețelele de distribuție, care acum sunt de peste 50%, apa adunată în rezervoare ar fi suficientă pentru asigurarea consumului, spun reprezentanții operatorului Ieșean. Referitor la comunicarea programului de furnizare, fac precizarea că acesta se face doar atunci când apare iminența stabilirii programului, iar instituirea acesteia se face doar când nu mai există o altă alternativă. Subiectul este speculat politic de consilierii locali din opoziție. În cadrul unei conferințe de presă organizată joi la sediul PNL Pașcani, consilierul Marius Pintilie a spus că primarul municipiului, principalul său contracandidat, ar trebui să explice cetățenilor care sunt cauzele și soluțiile acestei probleme. El a precizat că funcționarii care se ocupă cu monitorizarea serviciilor publice ar trebui să prezinte un raport privitor la întreruperile de apă. Iar primarul ar trebui să aibă o comunicare mult mai bună cu pășcănenii, să explice de ce sunt aceste întreruperi de apă. Avem și un departament în cadrul primăriei de monitorizare a acestor servicii publice, deci consider că primăria are un minim de, să zicem, specialiști acolo care ar trebui, într-un fel sau în altul, să comunice mai bine cu pășcănenii și să le explice ce se întâmplă. Opoziția a lăsat să se înțeleagă că operatorul Ieșean este protejat de primar, pe motiv că până acum nu ar fi dat nicio sancțiune pentru problemele care au apărut. Mai mult, comunicatorul Apavital a fost criticat pentru intervențiile sale în spațiul public, mai ales pe rețelele de socializare. Faceți o comparație. Câte amenzi are Apavital luate la Iași? Pentru, de exemplu, când nu aduce, readuce la starea inițială, acolo nu intervine. Și câte ai la Pașcani? La Pașcani zero, de aia a spus domnul Plan Măcar. Un avertisment, dați, domnule, dacă în două luni, trei luni, nu mi-asfaltezi înapoi unde ai făcut deraj, primește amenzi. La Iași sunt plini de amenzi. Uitați-vă asta pe ce se întâmplă comentarii de la postările domnului Vlasic și vedeți că nu mai transmite încredere. Deci chiar în clipa în care Apa Vital va veni cu o soluție corectă sau va veni cu, eu știu, cu o informare corectă, nimeni nu mai crede pe domnul Vlasic. Toți pun la îndoială ceea ce spune dumneavoastră. Vedeți că de-a lungul timpului am înșelat așteptările cetățenilor sau eu știu care e treaba. De zic, trebuie reclădită, da, relația între Apa Vital și cetățenii pașcani, trebuie cumva să intre într-o altă etapă de încredere, de colaborare onestă, da? Atât primarul Dumitru Pantazi, cât și Gheorghe Vlasie de la Apa Vital au refuzat să comenteze acuzațiile consilierilor PNL. Menționăm că și fostul operator de apă și canalizare Prest Servapă a avut probleme de furnizare din cauza secetei. În timpul verii, furnizarea apei era întreruptă de regulă în timpul nopții pentru refacerea rezervelor de apă. Conform datelor oficiale, puțurile de la Moțca au asigurat apă pentru Pașcani doar 63% din necesar în anul 2016, 63,69% în anul 2019 și 61,64% în prezent. Restul apei necesare este asigurată din puțurile Apa Vital de la Verșeni prin rețeaua de interconectare.
Un nou caz de infectare cu coronavirus depistat în urma testărilor la Spitalul Municipal din Pașcani. De această dată este vorba despre o femeie cu vârsta de aproximativ 80 de ani din satul Topile. Ea a fost confirmată în cursul zilei de joi. Pacienta a fost depistată cu COVID-19 în urma testării rapide făcută în unitatea medicală din Pașcani la internarea acesteia, conform noii proceduri. După ce testul rapid a indicat rezultat pozitiv, au fost trimise probe la Iași pentru testarea clasică real-time PCR, care de asemenea a indicat rezultat pozitiv. Nu în ultimul rând, în intervalul 9-10 iunie au mai fost confirmate 4 cazuri de infectare cu coronavirus. Toți pacienții confirmați au fost transferați la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Iași pentru tratament. În momentul de față, în izolator la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, mai sunt în așteptare 5 pacienți care au fost testați și așteaptă rezultatele. Miercuri 10 iunie a fost ultima zi în care absolvenții claselor a 12-a s-au putut înscrie pentru susținerea examenului de bacalaureat. Elevii au avut la dispoziție o săptămână pentru a depune documentele pentru susținerea examenului. În aceeași perioadă s-au putut înscrie și elevii care nu au promovat bacalaureatul anul trecut sau în anii anteriori. La Pașcani, anul acesta s-au înscris pentru a susține examenul de bacalaureat un număr de 678 de absolvenți, din care 604 din promoția curentă și 74 din cele anterioare. Suntem în pragul examenelor naționale, examenului de clasa 8-a și examenului de bacalaureat. Școala este în pregătire pentru ca aceste examene să se desfășoare conform procedurilor actuale. Deocamdată am finalizat înscrierile pentru clasele a 12-a. Pentru promoția din acest an avem 196 de absolvenți, iar din promoțiile anterioare s-au înscris pentru acest examen 8 absolvenți. În total avem 204 candidați și putem anunța pe toți că vor susține examenul la Colegiul Național Mihai Sadoveanu Pașcani, deci nu vor fi mutați la alte școli. Am pregătit sălile în așa fel încât să respectăm distanțarea socială. Începem de luni cu examenul pentru clasa 8. La clasa 8 avem 56 de absolvenți. La ei spațierea este mult mai ușor de realizat. Le urăm succes și să se concentreze pe ceea ce au de făcut la examene. Iar pentru absolvenții de clasa 12 mai au încă o perioadă de pregătire. Știu că lucrează online pentru că așa au optat mai mult să lucreze online și că profesorii lor o să-i contacteze inclusiv în perioada dintre 15 și 22 iunie și o să mai colaboreze cu ei pentru ca și ei să aibă un examen cu reușită. Le urăm succes tuturor absolvenților și să trecem cu bine și peste această perioadă. Anul acesta, absolvenții de liceu vor susține cel mai important examen cu aplicarea regulilor stricte pentru limitarea riscului de răspândire a noului coronavirus. Pandemia a dat peste cap toată activitatea, inclusiv planificarea examenelor naționale, așadar absolvenții vor fi prezenți în centrele de examen doar pentru probele scrise. O situație aparte este și cea a elevilor care se află în această perioadă în izolare la domiciliu sau carantină. La Colegiul Tehnic Unirea din Pașcani există câteva cazuri de elevi care provin din familii unde au fost depistați membri infectați cu noul coronavirus. Aceștia cel mai probabil vor participa la sesiunea specială de bacalaureat organizată în această vară. La Colegiul Unirea s-au înscris un număr de 224 de absolvenți, din care 172 din promoția curentă și 52 din promoțiile anterioare. Începând cu data de astăzi, au început înscrierile pe platforma de bacalaureat, platforma online pentru bacalaureat, pentru notele, mediile la competențe, care se transformă în calificative, la competențele lingvistice și competențele digitale. Astăzi și mâine au loc echivalările pentru competențele lingvistice pentru limba română și competențele digitale, iar săptămâna viitoare, luni și marți, competențele digitale.
Din promoția curentă, doar 14 elevi nu s-au înscris pentru examenul de bacalaureat, dar probabil că vor mai fi câteva situații, foarte puține, de absență, chiar dacă s-au înscris, au reușit să se înscrie totuși la bacalaureat, dar probabil nu vor putea fi prezenți la bacalaureat, cele câteva cazuri care vin din familii care au ieșit cu test pozitiv pentru virusul COVID-19 și sunt în perioada de carantină. Cei care au fost testați săptămâna trecută de vineri, avem semnale deja la câteva clase de câțiva elevi și chiar dacă expire perioada de carantinare pe duminică sau 14 zile, știu că nu au voie să iasă din casă până ce nu fac testul din nou și să iasă negativ. Și cu siguranță ei se vor prezenta la sesiunea specială de bacalaureat din vară. Menționăm că potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, probele scrise pentru examenul de bacalaureat vor începe pe 22 iunie cu limba și literatura română, pe 23 iunie limba maternă urmată de proba obligatorie a profilului pe 24 iunie și proba la alegere pe 25 iunie. Pe 30 iunie vor fi afișate rezultatele până la ora 12. Tot atunci, de la ora 16, va avea loc sesiunea de depunere de contestații, care va dura până la ora 20. Aceasta continuă și pe 1 iulie până la ora 12. Rezolvarea contestațiilor are loc între 1 și 4 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 5 iulie. Emoțiile vor începe de săptămâna viitoare și pentru absolvenții de gimnaziu, care luni pe 15 iunie vor susține primul examen la evaluarea națională, cel de limba și literatura română. Bucurie pentru copiii din comuna Tătăruș. În cursul zilei de joi, elevii școlilor din localitate au intrat în posesia tabletelor cu internet gratuit cumpărate de autoritățile locale. În total, administrația locală de la Tătăruș a cumpărat numai puțin de 470 de tablete, 427 pentru elevi și 43 pentru cadrele didactice, pentru folosință cu scopul de a avea acces la educația digitală, mai ales în această perioadă în care cursurile se desfășoară online. Poate la fel de nerăbdător ca și voi, am fost și noi, ca să primim aceste tablete, pentru ca astăzi să putem să vi le dăm. În urma unei licitații, a unui contract încheiat, am primit ieri toate cele 470 de tablete pentru cei 427 de elevi din învățământul tătărușean și pentru cele 43 de cadre didactice din învățământul tătărușean. Este o investiție a comunității, deci și a părinților voștri și a tuturor cetățenilor din comuna Tătăruș. Nu sunt bani nici guvernamentari, nici bani europeni, ci sunt banii noștri ai tuturor, ai comunității, care am crezut și am cred de cuvință că trebuie să investim în învățământ, cum am făcut încă din 2014, să investim în voi copii, în viitor, în educație. Primarul comunei Costel Iosub a precizat că tabletele sunt de ultimă generație, iar traficul de internet este nelimitat, pentru ca elevii să-și poată continua activitatea școlară online. Costul tabletelor a fost suportat de la bugetul local și intră în valoarea abonamentului pe o perioadă de 2 ani de zile, cu posibilitatea de prelungire a contractului. Aceste tablete sunt, spunem noi, performante, pe care voi le veți folosi în primul rând pentru orele online, pentru că este această perioadă nefastă de care vrem să terminăm și să scăpăm cât mai repede, dar totodată aveți internet nelimitat. Internet nelimitat. Și voi știți foarte bine ce înseamnă lucrul ăsta, da? Puteți să navigați pe internet cât vreți voi, dar să nu uitați să sunteți copii și să vă faceți program să ieșiți și afară, să vă jucați, să faceți și sport și celelalte jocuri ale copilăriei. Dar voi fi în clasa a 8-a, să nu uitați lucrul cel mai important în această perioadă, trebuie să învățați, să luați examenul de capacitate,
și bunul Dumnezeu să vă ajute să mergeți acolo unde vă doriți voi. În final, edilul comunei le-a adresat elevilor rugămintea de a păstra tabletele în bună stare de funcționare, întrucât dispozitivele vor fi transmise generațiilor următoare de elevi, și le-a urat acestora mult succes la examene. Sunt tablete Huawei T5 cu abonament și internet nelimitat, deci nu aveți costuri. Rugămintea noastră este să le păstrați, pentru că ele vor fi transmise și generațiilor următoare. Voi sunteți clasa a 8-a și vreau să clarificăm un lucru. Le primiți astăzi și le veți folosi toată vara. Să vă ajute Dumnezeu să mergeți în altă parte, dar cei care vor rămâne, vor rămâne și cu tableta. Deci ăsta nu este un motiv să rămâneți la tătăruși, trebuie să mergeți. Pentru că, încă o dată vă spun, sunt pentru elevii și cadrele didactice care activează în învățământul tătărușean. Lucrările de dezinsecție din acest an vor începe la sfârșitul lunii iunie la Pașcani. Anunțul a fost făcut de societatea locală CLP Ecoserv SRL, unitate delegată de Consiliul Local să presteze astfel de servicii. Pregătirile au început deja pentru procurarea substanțelor necesare și planificarea acțiunilor. Managerul societății, Leonard Ursu, a precizat că în acest an vor fi două stropiri cu substanțe pentru combaterea țânțarilor pe domeniul public. Suma alocată este aproape dublă față de anul trecut, circa 250.000 de lei. De această dată se va interveni nu doar în locurile de joacă și parcul municipal, ci și pe străzile din oraș și suburbii. De asemenea, la solicitarea asociațiilor de proprietari, se va interveni și la subsolurile blocurilor, nota de plată urmând să fie decontată din banii locatarilor. Având în vedere HCL numărul 47 din 2020, privind aprobarea planului local de combatere a vectorilor în municipiul Pașcani pentru anul 2020, la nivel de entitate am dat decizie, notă de serviciu, compartimentului DDD, responsabililor din cadrul acestui compartiment, pentru pregătirea în vederea inițierii procedurii de dezinsecție la nivelul municipiului Pașcani. Astfel, pregătirea, începând cu ziua de astăzi, a început, va dura așa un termen de 3 zile să finalizeze. Ce înțelegem prin asta? Pregătirea procedurilor de lucru, invitarea doctorului veterinar, au fost pregătite toate autorizațiile necesare în ceea ce privește DSP, DSV și instituțiile cărora ne supunem pe această linie, în ceea ce privește substanțele pe care le vom utiliza, biocide. Vom decide până în data de 20 care vor fi substanțele, orarul și planul de lucru. Estimăm că la finele acestei luni, începând cu data de 25, dată care probabil va coincide cu semnarea contractului de delegare și inițierea procedurii de licențiere la ANRSC, estimăm că vom începe procedura. Se va desfășura în două etape și una de prevenție împotriva larvelor de țânțar. În această perioadă vom achiziționa substanțele necesare după ce vom consulta Registrul Național al Biocidelor. Pentru ca societatea să poată desfășura acțiuni de dezinsecție, este nevoie ca mai întâi să fie rezolvate o serie de probleme administrative. Se așteaptă ca în ședința programată pe 19 iunie să fie aprobați de consilierii locali indicatorii de performanță pentru semnarea contractului de delegare și demararea demersurilor pentru obținerea licenței, dar lucrările de dezinsecție ar urma să înceapă de pe 25 iunie. Estimăm că în data de 19 acestei luni, pe ordinea de zi a Consiliului Local Pașcani va intra și vor intra și indicatorii de performanță ca anexă la contractul de delegare, după care vom semna și nu ne mai poate opri nimic în ceea ce privește declanșarea acestui proces. Sperăm că anul acesta pășcănenii să fie mai mulțumiți decât anul trecut. Suma afectată
acestui serviciu de dezinsecție, deratizare și dezinfecție este una mai mare, este dublu aproape sumei care a fost anul trecut. Și anume aproximativ 2.500.000.000 lei vechi, 250.000 lei noi. Șefii de promoție ai Liceului Teoretic Miron Costin din Pașcani au fost premiați astăzi într-un mod deosebit. Conducerea instituției de învățământ alături de cadrele didactice au organizat o ceremonie restrânsă pentru cei doi absolvenți de nota 10, Elena Grosu de la clasa 12-a și Andreea Nușca de la clasa 8-a. Evenimentul s-a desfășurat pe terenul de sport al liceului cu respectarea normelor de distanțare socială impuse de restricțiile actuale. În această activitate, cadrele didactice au încercat să transmită și un mesaj absolvenților promoției 2020, care anul acesta, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, nu s-au putut bucura de tradiționala ceremonie de absolvire. Sfârșitul de an școlar de obicei aduce bucurie tuturor, atât pentru că începe vacanța mare, dar și pentru că vor păși într-un nou an. De obicei, în această perioadă, noi premiam copiii care au reușit să obțină rezultate la concursuri. Din păcate, anul acesta, situația din mediul de sănătate ne impune restricții. Totuși, pentru copiii care au absolvit anul acesta, copiii de clasa 12-a și copiii de clasa 8-a, am încercat să transmitem un mesaj, noi profesorii, un mesaj pentru că gândurile noastre și sufletul nostru este alături de ei în această perioadă și va fi în continuare alături de ei. De aceea ne dorim să pășească pe acest nou drum al lor, cu un prim examen de bacalaureat sau de evaluare națională, cu optimism și cu încredere că vor reuși să facă față, așa cum în această perioadă au reușit să treacă peste piedica tehnologiei, deși ei sunt o generație a tehnologiei. Cursurile festive și amintirile frumoase pe care le-au oferit domnii diriginți în online, totuși am vrut să aibă un punct final, o cireașă de pe tort cu mesajul nostru către ei, mesaj care înseamnă fiți optimiști, nu uitați să visați, îndrăzniți să fiți liberi prin educație. A fost o festivitate restrânsă, dar care a însemnat enorm pentru cei doi absolvenți. La final, tinerii au ținut să mulțumească conducerii și cadrelor didactice pentru efortul de a organiza acest eveniment, având în vedere contextul actual, dar și pentru răbdarea și dedicația cu care au îndrumat generațiile de-a lungul timpului. Stimate doamne director, stimate doamne diriginte, stimați profesori, vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți astăzi, în ciuda situației dificile în care ne aflăm, pentru a ne răsplăti și pentru a vă bucura de reușita noastră. Noi suntem generația care nu a avut parte de o festivitate așa cum ne-am așteptat, pentru că pentru noi ultimul clopoțel a sunat cu ceva timp în urmă pe neașteptate. În primul rând, vreau să mulțumesc doamnelor director pentru efortul depus în organizarea acestei festivități, care pentru mine și pentru Andrei are o mare însemnătate. De asemenea, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat tuturor activităților școlare și extrașcolare, pentru că ați apreciat și ați promovat întotdeauna performanța obținută de elevii liceului nostru. Sunt foarte mândră că am făcut parte 12 ani la rând din marea familie mironistă, de care acum mă despart cu multă nostalgie. Le mulțumesc în primul rând tuturor domnilor profesori, începând cu doamna învățătoare, care încă din clasele cele mai mici ne-a insuflat această dorință, mie și câtorva colegi, de a ajunge șef de promoție și de a avea o note cât mai mari în gimnaziu și în liceu. Vreau să-i mulțumesc doamnei diriginte pentru tot suportul acordat în acești ani și tuturor domnilor profesori care m-au pus la încercare și m-au îndrumat către pași. Mi-au îndrumat pașii, da. Și
vreau să o felicit și eu pe Elena pentru acest rezultat. Cu emoții, tinerii absolvenți se pregătesc pentru două dintre cele mai importante examene din viața lor, bacalaureatul și evaluarea națională. Iată o parte dintre evenimentele care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 11 iunie. În anul 1848 are loc începutul Revoluției Pașoptiste în București. Domnitorul Gheorghe Bibescu este silit să semneze așa zisa Constituție și să recunoască Guvernul Revoluționar Provizoriu. În anul 1978, Virginia Ruzici, jucătoare de tenis de câmp, cucerește titlul de campioană la Roland Garros, fiind prima româncă laureată atât la simplu cât și la dublu. Iar în 1992 s-a desfășurat primul târg internațional de carte Bucarest, organizat la București în perioada 11-14 iunie 1992. Într-o zi de 11 iunie s-au născut Grigore Arbore, poet, eseist, critic de artă român, Aurora Leonte, actriță română de teatru și film, Mariana Buruiană, actriță română de teatru și film, Liviu Papadima, prozator și critic literar român, sau Marius Stănescu, actor român de teatru și film. Tot într-o zi de 11 iunie au încetat din viață Nicolae Veniaș, actor român, sau John Wayne, actor american. Iată ce spun astrele pentru fiecare zodie în parte. Berbec, deschide ochii larg și vezi ce se întâmplă în jur. Nu toți oamenii sunt bine intenționați, ai grijă să pleci din preajma lor. Taur, emoțiile pun stăpânire pe tine și nu mai știi să legi nici două cuvinte. Și totul se petrece chiar în preajma persoanei care îți place. Gemeni, nu trebuie să te lași învins de soartă. Fii mai puternic decât toate problemele și mergi mai departe cu capul sus. Până la urmă, despre asta este viața. Rac, încerci din răsputeri să speli păcatele trecutului, însă sunt atât de multe încât nici nu știi de unde să începi. Poate este timpul să-ți ceri iertare față de anumite persoane. Leu, nu mai privi în stânga și în dreapta și vezi-ți de treaba ta. Știi vorba aceea, nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala pentru că și ei vor face la fel. Fecioară, ți se luminează fața când vorbești despre persoana iubită. Ești dispus să lași totul pentru partenerul de viață pentru că ai parte de o relație de nota 10. Balanță, uită supărările și dezamăgirile prin care ai trecut. Fii pozitiv și încearcă să vezi partea plină a paharului, chiar dacă viața nu este numai lapte și miere. Scorpion, ești bine intenționat, dar oamenii au impresia că ai ceva de ascuns. Spune-le verde în față ce ai pe suflet și nu-i lăsa să-și facă o impresie greșită. Săgetător, ești pregătit pentru o nouă aventură. Bagajele te așteaptă deja făcute, tot ce trebuie să faci este să închizi ochii și să pui degetul pe hartă. Capricorn, stai prea mult pe gânduri și ratezi șansele pe care ți le oferă soarta. Și uite așa viața trece pe lângă tine fără a lăsa ceva notabil în urma ta. Vărsător, te simți epuizat atât fizic cât și psihic. Mare atenție să nu cazi în depresie. Ești doar la un pas de a cădea de pe marginea prăpastiei. Pești, o situație neprevăzută îți dă peste cap planurile stabilite cu mult înainte. Asta e, nu prea ai ce să-i faci, mai ales dacă este vorba despre o rudă care te vizitează. Vineri vremea se va menține, în general instabilă, în cea mai mare parte a țării. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin accentuarea norerilor și perioade în care vor fi averse, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe arii restrânse grindină și posibile vijelii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade, iar cele minime între 12 și 19 grade Celsius. Sâmbătă, instabilitatea atmosferică va fi în continuare accentuată și se va manifesta prin perioade cu înnorări temporare, averse, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe suprafețe mici, grindină și posibile vijelii. Astfel de fenomene se vor semnala ziua în cea mai mare parte a țării, iar noaptea cu o probabilitate mai mare în jumătatea de est a teritoriului, local la munte și doar pe suprafețe mici în rest.
Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă înregistrate în intervale scurte de timp sau prin acumulare pe arii restrânse vor fi însemnate. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 22 și 28 de grade, iar cele minime între 13 și 19 grade Celsius. Și în județul Iași, vremea se va menține în general instabilă. Cerul va prezenta înnureri temporar accentuate și se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial. Maxima zilei va fi de 28 de grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 17 grade Celsius.